Pompierii și salvatorii moldoveni își sărbătoresc ziua profesională. Cu această ocazie, cei mai buni colaboratori ai Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale a MAIA au fost decorați cu medalii și avansați în grad. De ziua lor, salvatorii au scos din garaje cea mai performantă tehnică de intervenție pe care au demonstrat-o în cadrul unei parade a autospecialelor. Mândrie, onoare și dedicație, asta se citea pe fețele celor câteva sute de salvatori prezenți la sărbătoarea dedicată lor. Chiar dacă practică o meserie deloc ușoară, cei care au grijă ca cetățenii să se simtă în siguranță spun că o fac din plăcere, iar fiecare viață salvată este mulțumirea cea mai mare pentru ei. Reprezintă o onoare, un sacrificiu nostru pentru ajutorarea populației care are nevoie de noi în cazuri care dificile. Foarte operativ. Cum parvine apelul, imediat și plecăm. Nu mai există careva moment de gândire. Intervenim foarte repede, operativ, da, că depinde tot depinde situația. Dedicația salvatorilor a fost demonstrată în misiuni de salvare, la strângerea incendiilor, gestionarea situațiilor excepționale și acordarea primului ajutor calificat. Înainte de festivitatea dedicată salvatorilor moldoveni, în centrul capitalei, într-o coloană kilometrică, au defilat autospecialele Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale. Parada impresionantă a tehnicii de intervenție a început pe strada Calea Ieșilor din capitală. Ulterior, autospecialele s-au deplasat pe bulevardul Ștefan cel Mare până la stadionul Dinamo. Mesaje de felicitare pentru salvatori au venit și din partea conducerii de vârf a Republicii Moldova. Prim-ministrul Pavel Filip i-a felicitat prin intermediul consilierului său. Cu prețul vieții dumneavoastră ați salvat zeci de vieți omenești și nu ați stat nicio clipă pe gânduri atunci când a fost nevoie să interveniți pentru a ajuta pe cei ajunși la nevoie. Salvatorii și pompierii sunt recunoscuți de societate ca oameni deosebiți, care reușesc să fie aproape de cei aflați în impas, atunci când șansele de a supraviețui sunt minime. Salvatorii care au înregistrat succese remarcabile în activitatea lor au fost decorați. După partea festivă, autospecialele salvatorilor au putut fi admirate în cadrul unei expoziții. Foarte tare ne-a impresionat parada și pe noi și pe cei mici. Am doi băieți fani a serviciu smurt și am venit să le arătăm munca aceasta grea, dar foarte nobilă. Pompieri și mașini de pompieri, dar mie îmi place așa mașina de pompieri cu foton. Știu că elicopterul e pentru pompieri și salvează oamenii. Ziua salvatorului în Republica Moldova este marcată pentru al doilea an consecutiv.